las. Psalmul 81 se împarte în trei ca orice serviciu divin din biserică. Și în seara aceasta și în seriile dinainte, am stat de vorbă cu Asaf. Acum, Asaf este nu oricine. Ăsta știe să facă cântări, ăsta știe să cânte și ăsta știe cum trebuie să fie un serviciu de închinare. Dacă vă uitați deasupra Psalmului 81, spune către mai marele cântăreților, de cântat pe chitit, un psalm al lui Asaf. El este cel care face rânduiala acolo și îi spune la omul ăsta, uite, ăsta este, așa este. Și pe urmă ne dă un psalm care este radiografia unui serviciu divin, a unei sărbători. Din câte părți este alcătuit un serviciu de închinare, o slujbă sau o sărbare? Din câte părți? Din trei. O să le vedeți imediat aici. Asaf era doctor în astea. El știe să organizeze. A organizat foarte multe și de data aceasta îi trimite mai marelui cântăreților un psalm în care împărțirea aceasta scoate în evidență și partea negativă și partea pozitivă a ceea ce se întâmplă când suntem noi împreună. Și o să vedeți foarte frumos. Prima dată o să-l citim ca de obicei, pentru că eu l-am studiat și l-am citit de câteva ori, dumneavoastră acum îl citiți prima dată seara asta și trebuie măcar să-l citim prima dată. Psalmul 81. Țineți cont că ăsta e The Minister of Music. Asta este asta cu închinarea. Asaf este, asta e chemarea lui, asta e slujba lui, din asta trăiește, asta face în poporul lui Dumnezeu, asta e responsabilitatea lui. Și iată cum sună cântarea aceasta pe care el o face, ca un fel de radiografie a unei sărbări. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Puncte, 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 puncte. Pentru că aici trebuie să te gândești la toată istoria trecută. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. Iată ce spune glasul. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Și apoi este, după și pierdut cumva între trimiterile sub versetul 7, este în paranteză Shela, oprire. Trebuie să ne oprim. În logica închinării de atunci, aici trebuia să te oprești și te gândești. Și după ce te gândeai bine, urmează partea finală. Ascultă poporul meu și te voi sfătui. Israele, de-mi mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea Dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Deschide-ți gura larg și ți-o voi umple. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirii inimilor lor și a urmat sfaturile lor. Oh, de m-ar asculta poporul meu și de ar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrășmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Interesant psalm care se pare că nu are final. E doar un oftat, un regret din partea lui Dumnezeu în relație cu poporul și aceasta într-o zi de sărbătoare. Într-o zi de sărbătoare.
Interesant psalm. Interesant psalm. Vă spun foarte repede, pentru că nu vreau să complic un lucru simplu. Are trei părți. Și Asaf îi spune mai marilor cântăreților, fii atent cum o să facem. Prima parte a unei întâlniri de sărbătoare trebuie să fie lauda. Deschideți gura pentru laudă. Orice adunare sfântă a copiilor lui Dumnezeu trebuie să înceapă cu lauda, cu închinarea, cu închinarea. Când închinarea este plăcută Domnului și inima e pregătită, atunci se aude un glas, un glas pe care nu l-am mai cunoscut. Vine un mesaj cu noutăți și aceasta este predicarea. Dumnezeu este gata să vorbească. Și Dumnezeu vorbește. Asta e versetul 6 și 7 și apoi avem acel Shela, Shela, Shela. Și trebuie să ne gândim de ce s-a făcut pauză tocmai acolo. După care spune, am strigat către Dumnezeu și ne-am bucurat, Dumnezeu ne-a vorbit, dar cu toate că Dumnezeu ne-a vorbit și ceea ce ne-a vorbit a fost spre bine, nu întotdeauna ce s-a întâmplat cu noi a fost bine, pentru că auzim, ne intră pe ureche și ne iese, cum zicea cineva, pe amândouă. Intră pe ureche și ne iese pe amândouă. Și Asaf spune, am fost la atâtea sărbători, câte de-astea am condus, mai marele cântăreților. O să facem și de data asta mare zgomot și mare bucurie. Dumnezeu o să ne vorbească. Și pe urmă Shela. Totul pare perfect la primele două. Poporul merge la Dumnezeu, Dumnezeu se coboară la popor și apoi urmă e Shela. Și atunci de ce suntem în situația în care suntem? Pentru că se subînțelege din faptul că vorbește de potrivnici, vorbește de necesitatea de a fi izbăviți și scăpați, că poporul nu era într-o situație grozav de bine. Cum suntem așa? Și mai marele cântăreților trebuia să cânte întregului popor psalmul acesta, care este comunicarea din partea lui Dumnezeu. Când predicarea nu are ecou în inimile celor care ascultă, ea aduce mai mult vinovăție și Dumnezeu nu este obligat să binecuvinteze. O, Dumnezeu vrea! Dar dacă n-a făcut-o, înseamnă că noi l-am blocat. Noi l-am blocat. Vedeți, cam asta este logica acestui psalm. E făcut de un specialist în programe. Ăsta conducea închinarea. Ăsta cânta cântările, compunea cântările și de data aceasta zice, vreau să fac o cântare în care să spun poporului ce importantă este lauda, închinarea, trebuie să participăm toți și trebuie să participăm cu entuziasm, ce important este ca Dumnezeu să vorbească și Dumnezeu vorbește întotdeauna când poporul este acolo și apoi Shela. Atunci de ce suntem în situația în care suntem? Spune-le din partea lui Dumnezeu, eu vreau să vă fac bine, dar nu mă lăsați. Nu mă lăsați. Mă legați de mâini. Mă legați de mâini. Ăsta e psalmul 81. Haideți să luăm cele trei părți, unul după celălalt. Fiecare merită câte o predică și fiecare ar merita așezată în contextul lui istoric. În primul rând vreau să vă spun că la evrei și la orientari în general, închinarea și cântarea este altfel decât la noi. Noi suntem europeni, reținuți, introverți, linia melodică trebuie să fie, când e vorba de Dumnezeu trebuie să te așezi în genunchi și să te cere și evlavie și să auzi parcă îngerii cântând. La evrei nu e așa. Și altă care era tiparul închinării la evrei și stabilit încă de la ieșirea din Egipt, zice. De la ieșirea din Egipt, așa am fost și așa suntem noi. Și prima dată să vedeți cum, întâi vă spun și vă citesc. Zice, să înceapă poporul, poporul cu vocile, hai, hai, strigați, strigați Domnului. După care zice, și acum să înceapă leviții, ăștia cu instrumentele, leviții, cu tobele, cu timpanele.
Cei care poartă instrumentele în poportul Domnului, ăștia erau leviții. Cântați și voi. Și acum la strofa a treia, sau eu știu, a treia rânduială, cum era la ei, și acum preoții să cânte din șofar. Nu e vorba de trâmbița de argint, de data aceasta e vorba de trâmbița făcută din cor de animal, este vorba de șofar. E ca un mai mare ale cântăreților care dă tonul la adunare și îi pune să cânte, auziți? Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră, și începe toată lumea aia. Înălțați, strigă-te de bucurie Dumnezeului lui Iacov! Nu știu dacă v-ați uitat la televizor să vedeți sau la YouTube. Acum câteva săptămâni, două săptămâni, parcă în Palestina, în Israel, în ciuda relației tensionate cu arabii, evreii au dat o zi care se numește Ziua Ierusalimului. Ziua în care spun ei, asta e cetatea noastră. Asta e cetatea noastră. Băi, frate! Dacă ați văzut oameni în extaz și oameni strigând și oameni plângând și oameni țopăind evrei acolo. Ăștia când se bucură, se bucură. Și a vrut să-L arate la toată lumea și lui Dumnezeu că în ciuda tuturor dușmanilor, ei sunt bucuroși și asta e cetatea lor. S-a găsit și un imam, deci un învățător arab, mi se pare din Arabia Saudită, ăștia sunt într-o relație mai bună cu Israel, care a spus o chestie interesantă. A zis, sigur că e cetatea lor. Noi știm că moscheea lui Omar a fost construită peste templul lui Solomon. Toți știm asta. Dar spunem în același timp că ei sunt invadatori. Dacă templul lui Solomon a fost acolo înainte de moscheea lui Omar, cine e invadator? A fost o sărbătoare ce nu vă puteți închipui. Așa când, wow, domnule, și bătrâni, și tineri, și au desfășurat un steag al Israelului în toată piațeta aia unde este zidul plângerii, toată partea aia, și aia de pe margine îl fluturau și jos era, sub el era plin de oameni, oameni care țopăiau înaintea lui Dumnezeu, se bucurau. Asta e aici. Zice, Dumnezeu a rânduit așa. Este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov, versetul 4. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva țării Egiptului. Comentarii, și eu nu sunt de înălțimea comentariilor, spun, e Paște, nu poate să fie Paște, pentru că e vorba de trâmbița aia și nu e trâmbița aia. Este sărbătoarea corturilor, ar putea să fie sărbătoarea corturilor pentru că este luna nouă. Și când luna e nouă, asta era sărbătoarea corturilor. Aleantă era luna nouă sau luna plină. Dar așa spune versetul 3, sunați de întrâmbițe la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre. Luna nu poate să fie în același timp și nouă și plină. Dar nu iau comentarii și bat capul. V-am zis, nu, putem să stăm de vorbă dacă vreți aici ore întregi, dar nu e cazul. Eu am citit pentru dumneavoastră, am citit pentru mine. Ideea este că e o sărbătoare așa de veche, care precede toate sărbătorile acestea mari, este de când Dumnezeu s-a dus după ei în Egipt. Și asta e rânduiala lui Dumnezeu, să se bucure înaintea lui Dumnezeu și să Dumnezeu să-i vadă poporul lui cum se bucură și cântă înaintea lui. Cântați, băi, cu vocea, strigați înaintea lui Dumnezeu, băi, strigați, aleluia, și ce mai strigau ei acolo? Numele lui Dumnezeu. După care versetul 2 îi cheamă pe leviți. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Ăștia sunt leviții, cei care purtau instrumentele. Și apoi îi cheamă pe preoți, ultimii și cel mai solemn, când începe ăștia, că nu e un sunet grozav din cornul ăla de vită. Sunați din trâmbiță la luna nouă și luna plină în ziua sărbătorii noastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva țării Egiptului. Este invocarea și este ridicarea poporului la laudă. Uită de necaz, uită de toate. Băi, ești înaintea lui Dumnezeu. Ești înaintea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de ce a făcut Dumnezeu în Egipt, cu toți ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Hai să ne veselim și să ne bucurăm că avem un Dumnezeu cum nu are mai nimeni.
Asta este psalmul 81 în prima parte. După care urmează mesaj din partea lui Dumnezeu. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. Deci un mesaj nou, proaspăt. Cel care vorbește este Dumnezeu. Și mă rog Domnului că oriunde există o biserică, o adunare, o slujbă, un serviciu de închinare, Dumnezeu să vină și să vorbească. Altfel e gălăgie degeaba. Dar Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, cum spun evrei, și se coboară să stea de vorbă și să spună ce are de spus. Și iată ce spune Dumnezeu. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Pentru noi înseamnă și nu înseamnă ceva. Pentru evrei este un apropo la situația în care au fost în Egipt. Egiptenii au făcut construcțiile alea piramide și totul lucruri înalte, dar n-au avut macarale ca din afară să ridice povara. Și atunci duceau pe umăr în coșuri, pământ, nisip și făceau un fel de rampă până făceau, să zicem, la templu cutare etajul întâi și puneau pietrele pentru etajul întâi, pe care făceau rampa mai înaltă și făceau etajul 2. Asta era sistemul lor de construcții egiptean. Și evrei cărau la pământul ăsta să facă rampe și când clădirea era gata, pământul trebuia cărat înapoi de unde l-au luat. Era treabă de rob. Să te duci, să vii. Cărai încolo, trebuie înapoi, cărai înapoi, trebuie înapoi. Și uite, apropo la situația lor de robi, tristă situație din Egipt. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Asta a fost. Cărăuși, muncitori cu umărul, cărau praf și cărau nisip dintr-o parte în alta. Și Dumnezeu zice, ai strigat în necaz în Egipt și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Mariba. Sigur că Meriba, ar trebui să mergem, dar dumneavoastră știți subiectul acesta și nu vreau să iau timp, pentru că nu asta e important. Știm și noi istoria așa cum o știau și ei. Și Dumnezeu zice, te-am izbăvit, am făcut minuni pentru tine și te-am pus și la încercare. Și de câte ori te pun la încercare, nu ești cum trebuie. Te-am încercat la apele Meriba. Ascultă poporul meu și te voi sfătui după oprire. Israele, de mai asculta. Degeaba predică vocea, glasul. Dacă nu intră în inima voastră și nu puneți în practică, nu se schimbă ceva în viața voastră. Ascultă poporul meu și te voi sfătui. Israele, de mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea Dumnezeilor străini. Interesant, cel care dă cântarea aceasta este Asaf și o dă mai marilor cântăreților, dar cel care vorbește este Dumnezeu. Și asta, dintr-o dată, îl proiectează pe Asaf în poziția de, cum se numește cel prin care vorbește Dumnezeu? E profet? Este profet? Asta e un pasaj profetic. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Deschideți gura larg și ți-o voi umple. Dar, și ăsta e cel mai trist cuvânt din tot psalmul acesta. Nu e mare, are 3 litere. De la Spurgeon și mulți înaintea lui și mulți de după ei, citeam în comentarii, ăsta e punctul balamaua, ăsta este cuiul pe pele, ăsta este mesajul întregului psalm. Dar! Cântarea a fost frumoasă, predica a fost frumoasă, dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Asta e drama noastră din generație în generație. Dumnezeu a vrut ca viața noastră să fie tot o sărbătoare și ar fi putut să fie o sărbătoare. Dar pentru că nu ascultăm și nu trăim ceea ce ne spune Dumnezeu, n-avem sărbătoare.
Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor și au urmat sfaturile lor. O, de m-ar asculta poporul meu și de-ar umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașilor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sănăta cu miere din stâncă. Unde-i finalul? Păi finalul e acolo, în cuvântul ăsta mic. Dar. Ăsta e finalul. Și este un dar care este pentru ei, este un dar care este pentru toate sărbările. Vine acuși la noi convenția. Acum 2 săptămâni a fost sărbătoarea tinerilor. Sărbători, cântări, predici, dar! Dumnezeu nu ia în serios decât pe cel pe care îl ia pe Dumnezeu în serios. Dacă eu vorbesc și voi nu ascultați, atunci duceți-vă, faceți ce vreți voi. I-a lăsat în voia minților. Sigur că am putea termina negativ, dar nu trebuie să terminăm negativ, pentru că Psalmul 81 scoate în evidență prezența unui Dumnezeu și inima unui Dumnezeu care de la ieșirea din Egipt și până la Asaf, acesta care în timpul lui David și după David, are același regret și nu renunță. Asta îmi place. Nu renunță. Dacă i-ar fi lăsat definitiv și total, s-ar fi terminat. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu care oftează și așteaptă și perseverează. O, de m-ar asculta poporul meu și de-ar umbla Israel în căile mele. Ce-aș face eu cu ei? Ce-aș face eu cu ei? Ce-aș face eu cu ei? Uf, ce vreau eu să fac cu ei și nu pot să fac cu ei deocamdată. Doamne, așa. Este un Dumnezeu care stă lângă Israel, oftează, de necazul lor oftează. Și spune, ar fi putut să fie mult mai frumos și nu este din cauza voastră. Dar eu tot vreau. Eu tot vreau. Eu tot vreau. Și Psalmul 81 devine dintr-o dată lauda unui Dumnezeu pe care nu-L merităm. Vreau să aud un amin. Un Dumnezeu pe care nu-L merităm. Ne vorbește, întoarcem spatele, cântăm de transpirăm, plecăm ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și Dumnezeu spune, frumoasă închinarea, frumoasă predicarea, aplicarea, niet. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Și asta se aplică, bineînțeles, la un popor, la o biserică, la o adunare, dar se aplică și la fiecare dintre noi. Doamne, dă-ne înțelepciune când auzim o predică în care ne-ai cercetat să facem imediat ceea ce spui Tu. Amin? Să facem repede. Declanșăm puterea lui Dumnezeu și abundența lui Dumnezeu. Dumnezeu stă lângă noi și oftează că nu poate să facă mai mult pentru noi cât ar vrea El să facă. Și nu face pentru că nu-L luăm în serios. Și umblăm după capul nostru. În loc să-L ascultăm pe El și să-L lăsăm pe El să se dezlănțuiască în bunătatea și în dărnicia Lui față de copiii lui Dumnezeu. Și aș vrea să termin cu o ilustrație din versetul 10 și cu un text din Filipeni. Este o predică din versetul acesta pe care a rostit-o un predicator dinainte de Spurgeon și pe urmă a preluat-o și Spurgeon. Au preluat-o oameni în partea asta. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Și pe urmă Dumnezeu ce spune? Deschideți gura larg și ți-o voi umple. Asta e imaginea. Spurgeon spune că, deci este puțin înainte de 1900, 1800 și ceva, secolul 19 de final, predica pe care am citit-o, rostită de el, spune că nu de mult, Shahinshahul Iranului, în vremea aia, Iranul avea șah, Shahinshahul Iranului, a chemat pe unul dintre musafirii preferați pe care avea la masă și a spus, vină cu aici.
Vino încoace. Toți mâncau acolo. Și vino încoace, vino încoace, vino încoace. Și a venit înaintea lui și a zis, deschide gura. Deschide gura mare. Zice, și-a făcut. A deschis gura. Zice, nu, deschide-o mare. Deschide-o mare. Și ăsta a băgat mâna în ladă și a scos tot felul de diamante și aur și bijuterie. Și i-a umplut, i-a umplut gura, cum numai un nabab de la oriental poate să facă, un de la care vrea să se dea mare și tare. I-a umplut gura de bijuterii și de... Asta e imaginea de aici. Dumnezeu zice, deschide gura mare. Deschide gura mare. Psalmul 81 este un psalm al unui Dumnezeu care e gata să facă mari lucrări pentru poporul lui și pentru tine și pentru mine, așa cum ați auzit în ceea ce a spus Leo în prima parte. Și dacă se poate, Silvia, aș vrea să încheiem cu un text din Efeseni. Textul este foarte bogat. Eu am să citesc eu de la versetul 14 și pe ecran am să te rog să pui numai versetul 20 și versetul 21. Da? E capitolul 3 din Efeseni, la pagina 1147, dacă aveți Biblie. Efeseni, capitolul 3. Eu am să citesc de la versetul 14. Acesta e un ecou al psalmului 81. De-aia aș vrea să-l încheiem cu Noul Testament, să nu rămânem la Vechiul Testament. Pentru că bunăvoința asta a lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, parcă a fost numai o ambiție a lui Dumnezeu. În Noul Testament apare ca o putință să o facă pentru că l-a dat pe Fiul lui. În Iisus Hristos poate să facă bine celor ce nu merită. Poate să facă bine ceea ce vroia să facă, de fapt, în Psalmul 81. El vroia să facă. Nu meritau și nu putea să facă. Dar acum în Noul Testament poate să facă bine celor ce nu merită. Și asta este, este mai frumos ca Psalmul 81. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere și prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, și aici dă un Dumnezeu care e super bogat și trăiește în niște realități în care nici nu putem încăpea și pătrunde noi, dar toate astea sunt la dispoziția noastră și ne dă cele patru dimensiuni ale lumii în care Dumnezeu are acum de a face cu noi. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. A cui? Pavel zice, Daniel, las-o așa cum am zis eu, că dacă poți înțelege bine, dacă nu poți înțelege, lasă-i pe frații și surori. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și acum citim toți cu voce tare 20 și 21. Iar acelui ce prin puterea pe care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim. Aleluia! A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin! Doamne, pentru Hristos binecuvintează-ne! Pentru că ne-ai ales în El și pentru că ne-ai făcut copiii Tăi, mai mult decât pentru Israel, binecuvintează-ne, Doamne, Te rugăm, Dumnezeu. Deschideți gura larg și spune în seara aceasta Domnului, Doamne, și pune numele Tău acolo. Dacă sunt lucruri pe care ai vrut să mi le dai și încă nu mi le-ai dat, Te rog în seara aceasta, dă-mi-le în numele și în meritele Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că le merit eu, ci pentru că este în inima Ta să faci mai mult decât cerem
sau gândim noi, și pentru că în Iisus Hristos ai planuri imens de mari în lumea aceasta și în lumea viitoare, în realitatea în care tu existi. Tu spui o vorbă și toți dușmanii noștri cad la pământ. Tu spui o vorbă și toți cei care chiar pe tine te vorbesc de rău ajung să te lingușească. Pentru că tu ești stăpânul, Doamne. Cine este ca tine în cer și cine este ca tine pe pământ? De aceea am deschid gura larg în seara aceasta. Și îți mulțumesc că ești cel care mă rogi să o fac. Pentru că vrei să mi-o umpli. Și apoi spune Domnului, Doamne, stau destul de bine cu cântatul și cu ascultatul de predici. Dar ca să rămân un copil al Tău binecuvântat, dă-mi înțelepciunea să Te ascult, dă-mi puterea să fac voia Ta. Că de la Tine vine și voința și înfăptuirea vine de la Tine, Doamne. Lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt în viața mea pentru ca să fiu un recipient al binecuvântărilor Tale în ascultare. În ascultare.